te trăiți? Bă, e easy, mă, fish. Peștele la muscă cu haripi și cu buldo. Uite, bă, ce face ăsta, bă, ce n-are antrenament. Cum, bă, ți-e fără vârfă? Dacă dăm în sârme, nu trebuie multă șbecherie, decât agitațiile. Văd că îi pleacă albastra de lângă el. Ai zis furnicuțe de alea care vin papă? Așa trebuie. Dacă nu am nici deloc, nu stai. Vii de jos sus. Mai aștept cum atacă. De la verișorii lui. Ia, au, ce dat mie. Vezi? De la verișorii lui un atac. Îi mulțumim și cu băiatul. E de clasă mare. Musculița verde. Opa. Folosim montajul cu muște artificiale, cu buldon. Se lansează pe sub sârme, de înaltă. Sare din prima, întinde firul. Musca se facă frumos papă, cu opriri. Se mai obișnuiește și cu... A încercat omul. Așa că pe discret, nu? Pe discret, nu? Foarte discret și țecătura. Avem fir textil și nu mai are el multe șanse ce să fie. Bujele mai potrivite, așa de... Încercăm să o luăm mai mulți odată. 2, 3, 4, 5. Yes. Mai lungi. Deja unul s-a înțepat. Adică nu știu de asupra. A, așa e bine. Mai lungi și mai toată mă băieți. Să vezi când vine sfârțile? Dacă nu e niciunul pe trasă, scoatem pe ăsta. Până la 90 mai am. La 90. Ala, că e. O, la urmă, va le facem ciorbă, dacă de punctul de mine. Da, facem grătar, bă, îl punem în tigaie cu totul. Tot? Ia fii atent ce fii. Iese ceva? În tigaie sau să-l zăbești? Ia fii atent, muscă roșie. Ce-a atacat-o? Stai să vină seara. Mai băgase unul așa la mine. Deci acum în octombrie. Ne aflăm în octombrie. Ia uitați. Zboară gâzele naturale. La apus de soare. Nu văd soarele. Și așa, nu? Octombrie. Octombrie. Băi, ți-i caută musculițe? Mă, nu vei toată iarna, mă. Păi da, e plăcut, părea tricou, mă. Care e? Bun, am și la rugă cu ea. A, îi dăm dacă vreau. Vezi că sunt mai mari aici pe zona asta. Acolo în față sunt mai mici. Asta la musculița verde. O, băiatu, te vezi tu la cameră. Mă gândi de asta. Ce mă gândi de asta? Să vezi un pic, nu? Hai să mai fac o lansare.
Uite, mai facem și noi. Nu vezi că acolo, nu vezi acolo, nu? Am văzut să în prudență. Am scăpat un larg. Dar nu mai facem greutate. Trebuie să-i dai. Să vedem cum putem să-i păcălim. Deci ne-ar apuz, nu? Mă rog că mai dă unul, câte unul când vii așa, nu? Nu mai stă în zălun, zice. Eu nu știu, gata. Frunze pe el. El bine. Nu bagă nimic acum? Nu. Zic unde-l bag. Să-ți mai aduc altă. Alu, mamă, are lăsă mâine pe tău. Îți bagă la tine. Ai pisea acasă? Nu? Ai pisea acasă? A. Să mă ia direct. Mai e de pisuie, e de grătar. Faci selecție. De la musc albastru. Lasă-l mă și ace și pe ăsta. Îi place musc albastru. Bă, asta. Deci pisuie la măcar asta. Căpățul. Vreau da, să tui. Mai facem o lansare. Tui era o... Am tui de la... Am tăie lucruri. Vrei să sar, că vrei băga mașina? Topă de da. Carburator, nu? Ai zicea după ce sare pe acolo. Nu joci până o atacă el, a crezut că trebuie să joci discret până o atacă el. Okay. Deci vedeți că și în octombrie mănâncă pe și la muște artificiale, o să vă fac mai multe filmări. Și iarna asta, și toamna cât mai multe, și o să le găsiți pe site. flysfishing.ro F-L-Y-S fishing.ro. Vă doresc multă sănătate și reîntins pe 2011 și la câte mai multe mămălici cu pești.